Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile berbecului își pierde din intensitate, dar fii sigură că Jupiter este încă pe loc și Soarele îți luminează calea până pe 20 aprilie. Aceste planete te încurajează să-ți urmezi pasiunile sau să-ți folosești talentele. Pe de altă parte, disarmonia care vine de la Pești și Gemeni încetinește ritmul progresului. Ele dau naștere la contradicții care, dacă nu ești atentă, îți pot pune în pericol acțiunile. Luna aceasta, pentru a-ți atinge obiectivele, trebuie să fii concentrată și să nu renunți la studii. Acest lucru poate necesita ceva efort din partea ta, dar merită. Profită de energiile pragmatice generate de Mercur în Taur pentru a da stabilitate proiectelor tale. Dragoste, iubirea ta se află sub protecția favorabilă a lui Jupiter. El îți insuflă o bună dispoziție și înțelegere. Cu toate acestea, Saturn este în apropiere și poate zgudui flacăra pasiunii în orice moment. Pentru a evita acest lucru, găsește un compromis acceptabil care să îți permită să păstrezi atât dragostea, cât și activitățile tale. Sfat, Saturn începe să dezvăluie impactul negativ al independenței tale. Așadar, dacă nu vrei să fii brusc singură, încearcă să vezi toate beneficiile unei vieți stabile. Sănătatea se va face cunoscută săgetătorilor care sunt predispuși la boli alergice ale aparatului respirator. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!